Salut, dragi! Voi face citirea pentru relații luna iulie 2024 și, în primul rând, relațiile pentru o femeie. Ne gândim că aceste relații sunt influențate foarte mult de Lilith în balanță și voi veți discuta foarte mult cu apropiații despre aceste relații pe care le aveți. Haideți să vedem relațiile voastre în luna iulie. O femeie cu ascendent, zodie, lună plină în leu. În rac, scuzați-mă, în rac. Iată, vă mutați. Aveți aici o mutare legată de loc de muncă sau o mutare cu locuința. Deci o mutare pe care o să o faceți este o mutare la care ați gândit foarte mult și la care primiți o veste. Vi se trimite ceva, poate o ofertă, poate o ofertă de loc de muncă, poate o ofertă de locuință. Este adusă de un călător. Un călător, un bărbat care va aduce această ofertă, dar va fi și o pagubă. Deci nu va fi o mutare benefică, va fi și o pagubă. Să începem. 1. Turnul. 2. Muntele. 3. Bufnițele. 4. Lucruri mărunte. 5 sunteți voi, 6 crinul, 7 luna, 8 ancorarea, fixarea, 9 societatea. Deci am putea spune că pentru o femeie voi vă gândiți la un blocaj pe care îl aveți și vă gândiți că totuși acest blocaj ați putea să scăpați de el, ați putea să-l rezolvați în urma unei ancorări, a unei fixări, adică să vă stabilizați undeva cu locul de muncă sau cu locuința, să ajungeți într-o situație stabilă. În ceea ce privește un copil, vă așteptați la el să nu fie prea mulțumit, chiar să încerce să vă influențeze cumva sau să primiți o veste din partea unei instituții trimisă exact de acest copil. Deci am zice că aici poate să apare o neînțelegere între voi și acest copil, care poate să vă dea chiar blocajele. Blocajul poate să fie chiar din partea acestui copil. Tot acest copil s-ar putea să viseze, să spere foarte mult să fie antrenat în această luna, ne dă emoții, ne dă visare, dar și amăgire. Și poate să fie antrenat în acestea, voi veți cunoaște această situație și această amăgire s-ar părea că este legată de o finalitate prin această ancorare. Deci să considere că prin această stabilizare, ancorare a voastră într-o situație, să apară o schimbare. Și totuși această amăgire pe din partea acestui copil îi va aduce totuși suferință. Știe că această visare s-ar putea să-i aducă nedreptate. În ceea ce privește un sfat din partea unei persoane cu mai multă, să zicem, experiență,
Voi acest sfat cumva nu-i mai dați importanță, îl discutați la telefon, dar și voi probabil că visați foarte mult sau sperați foarte multe, dar vă amăgiți prin această visare și discutați foarte mult la telefon despre blocajul de care ați putea scăpa. Acest sfat pe care îl primiți vine de la o persoană care are și o poziție socială. Poate să fie legată de o persoană care ați avut un contract sau cu care veți avea un contract legat de o fixare, de o stabilitate, de o mutare. Acest lucru va aduce și, să zicem, o finalitate, un sfârșit, o schimbare puternică în viața voastră cu această ancorare, fixare. Am putea spune că acestea sunt principalele aspecte. Să vedem pentru un bărbat. Iată că am găsit și bărbatul, numai puțin. Și iată, pentru un bărbat. Deci vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în rac. Să vedem relațiile voastre în luna iulie 2024. Un prieten care vine și vă anunță, discutați despre o decizie pe care o primiți sau despre o apelare, cum să spun, ați apelat la ajutorul unui prieten pentru a depune ceva legat de o instituție. Deci să depuneți niște acte la o instituție și să primiți un răspuns. Vă puneți mari speranțe în acest răspuns, sperați să reușiți ceva, totul să fie benefic și poate să fie legat chiar de iubire, unde de ceea ce iubiți, de ceea ce v-ați atașat foarte mult, unde speranțele voastre sunt foarte mari, considerați că va fi o reușită, o rezolvare, poate a unei probleme legate de sănătate, dar s-ar putea să aveți și o pierdere. O pierdere din punct de vedere al banilor. Mai repede am putea spune la un furt. Să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Văd că rate și unii și alții aveți aici niște mutări. Vă mutați, faceți ceva. Deci, primiți niște bani sau primiți niște informații despre niște bani, despre o afacere pe care o aveți și luați o decizie să faceți un contract prin care să vă mutați cu locul de muncă sau cu locuința. Deci voi veți face un contract, veți căuta această rezolvare.
relațiile pe care le-ați avut mai mult sociale, să zicem, v-au adus destul de multă suferință, nedreptăți. Deci asta a venit din partea societății pentru voi. Foarte multă nedreptate. Și totuși voi, prin eforturile pe care le-ați făcut, ați considerat că veți primi în final fericirea, să primiți fericirea, abundența, reușite. În fața voastră este o femeie. O femeie pentru care voi s-ar părea că aveți niște sentimente, aveți o relație foarte, să zicem, o foarte apropiată, fiindcă aici aveți fericirea. Eu consider că eforturile voastre vă aduc fericire, strălucire, bucurie sufletească legat de această femeie, dar și tendința să faceți un contract în urma căruia să vă mutați. Să vă mutați, așa cum am spus, poate să fie o mutare cu locuința, să faceți un contract pentru o casă sau să închiriați. Deci este un contract care va duce și o mutare, și o mutare probabil împreună. Această fericire se încheie cu un contract norocos. Deci unii raci se vor logodi sau se vor căsători. La logodnă nu prea semnezi acte, dar aici apare contract, contract de mutare, contract norocos, fericirea la mijloc. Pentru voi, uitați-vă la fel, contract norocos, față în față cu această femeie. Am zice că voi vă așteptați să aveți noroc. Nu... Deci aceasta este așteptarea voastră, să aveți noroc, noroc de bani, pentru care veți primi o informație, o veste, și noroc de acest contract. Deci toate aceste cărți arată super pentru voi. Fericire, contract benefic, norocos, bani, norocul pe care, la care voi vă așteptați, fericirea. Sunteți față în față cu această femeie, dar acest noroc pe care voi îl vă așteptați să-l primiți este legat totuși de o suferință mai veche, de niște nedreptăți pe care le-ați suferit în societate. Și veți primi o scrisoare legată de aceste nedreptăți, de această situație din societate, dar această scrisoare nu va face altceva decât să încheie, să finalizeze, să aducă sfârșitul. Deci, pentru voi, ce s-a întâmplat în societate aduce încheierea, finalitatea, sfârșitul, și acest contract norocos tot la fel va aduce o încheiere, o finalitate în anumite aspecte. Voi, așa cum am spus, s-ar putea să vă mutați cu această persoană, s-ar putea să aveți chiar discuții legate de această scrisoare care v-a arătat că se încheie ceva, este o finalitate pentru voi, dar și faptul că această scrisoare poate să arate că contractul pentru a vă muta este încheiat, va aduce o fixare, deci un sfârșit, și în același timp poate să fie o schimbare, o schimbare legată de această mutare. Deci s-ar putea ca unii dintre voi să primiți în final, voi să fiți siguri pe acest contract și să primiți o scrisoare care vă spune că s-a schimbat ceva. Adică, eu știu, nu mai e apartamentul pe care l-ați vrut, e altul, sau, eu știu, se schimbă prețul, se schimbă ceva. Este o schimbare aici care o acceptați în final, fiindcă nu aveți ce face, dar ea vine cu o amprentă socială. Din
partea societății, am zice, din partea mediului, unde nu a fost prea, să zicem, benefic. Cam aceasta ar fi situația. Mutarea se face și cu acești bani. Deci, banii, informațiile despre banii pe care îi primiți sunt legate de această mutare și de contractul pe care îl semnați. Și totuși, în final, legat de societate, voi veți fi fericiți. Veți avea acea căldură, fericire, iubire. Aceasta a fost citirea pentru voi, Raci, eu vă doresc mai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și dacă vă ajută aceste citiri, puteți să ajutați canalul să se dezvolte dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!